Foarte tare, ați văzut. E mesajul pe care îl transmiți... Numai puțin, mă scuzați. Gascoigne, ești bine, mă? Hai sus! Hai sus, tată, vezi că se rupe ceva în tine. Na, scuze. Mesajul pe care îl transmiți prin felul în care faci selecția la echipa națională e foarte periculos. Lasă-mă, lasă-mă că merge și așa, merge oricum, dă-i bătaie. Oamenii grași sunt și frumoși, uitați-vă la Denis, cam ăsta e mesajul azi. Dar aud deja niște întrebări acolo în spate, da, vă rog. Păi da, bravo, mă, că din gură e ușor, zi concret ce ai face tu dacă ai fi acolo. Ok, ok, vă spun. Eu, unul, aș fi început convocările cu Ciprian Deac de la CFR Cluj. Da, am înțeles, se spune că n-a mai vrut el să vină. Bă, aia stăteam de capul lui să-l conving. Mă, Cipriane, Ciprinele, mă, Cip, hai mă, hai mă pentru copiii ăștia, mă. Deac e singurul model de profesionalism cunoscut și apreciat la noi în țară. Deci... L-aș fi luat pe el și aș fi transmis că doar cine muncește ca un nebun, indiferent de vârstă și talent, va mai ajunge vreodată la echipa națională. Și cine centrează ca el, desigur. Nu știu dacă ați remarcat, 95% din centrările din Liga 1 se opresc fie în primul fundaș, fie în afara stadionului. Da. E, centrările acestui băiat... se duc pe fruntea altui băiat din careu și de acolo, hei, hop, direct în plasă. 1-0, asta a fost fluier final și încă un titlu pentru Dan Petrescu. Deci, revenind, muncă, mă, băieți, muncă! Fete și băieți, că avem și fotbal feminin, chiar dacă în principalul ziar de sport din România nu există această secțiune ca atare. Măi, mare rușine, Tolo... Fă ceva, te rog. Din rahatul în care suntem, nu vom ieși cu talentul, ci cu cârca. Nu vom ieși jucând ofensiv. N-am fost capabil niciodată de așa ceva. Vom ieși pe două, pe trei linii, cu cuțitele între dinți, ca în filmele cu soldați americani, dovedind adversarii, nu umilindu-i cu craci, călcâie și alte figuri, de alte Maxim și figuri inutile. Că degeaba dai tu călcâie dacă după aia rămâi pe loc, da, să-ți faci un selfie, tată, în loc să o iei pe un culoar, să anticipezi următoarele două, trei pase ale colegilor. 10 lovituri la vinclu, direct gol. Dragii noștri talentați de la echipa națională, păi călcâie, au început să dea toți. Da, toți fraierii o dau acum și cu călcâiul. Ați văzut și meciul cu Finlanda. Până și aia din Feroe dau cu călcâiul, tată, de câteva ori pe meci. Diferența e că ei au învățat și niște trasee de bază. Ei știu că dacă se află pe teren în poziția X și dau o pasă în stânga, în tușă, fără să se uite, acolo va apărea în viteză un coleg care vine din spate, tată. Lansat, cum se zice. Un coleg netalentat, cu siguranță, mult, mult sub ai noștri ca nivel individual, dar care știe mersul, știe jocul de azi. Uite, am văzut din întâmplare câteva secvențe din Azerbaidjan-Belarus. Păi desculții ăia pasau adesea mai lejer și mai inteligent decât ai noștri. Am schimbat canalul, serios, să nu mă umplu de spume. Dar cine să le spună toate astea jucătorilor noștri? Edi Iordănescu? Asta nu mai ține, fraților, de un selecționer. Ține de grădinița fotbalului, de clasa pregătitoare, de o strategie, de o direcție impusă de sus și respectată la sânge la toate nivelurile. Când Hagi a spus pentru a câta oară că e nevoie de un proiect, a răspuns marele Stoichiță. Dom'le, nu există timp pentru așa ceva. Iată. Ce vorbești, mă? N-avem timp. Da, suntem prea ocupați să ne facem de rahat, probabil. Tipul e absolut genial.